Plus că alimentarea la o electrică sau la o mașină electrică durează foarte mult, de la 2-3 ore în sus până la 8 ore, ceea ce înseamnă că fiecare ar trebui să ne tragem pentru fiecare mașină care o vedem în parcarea aceasta câte o sârmă. Cred un cablu, parcă și văd în tot blocul, aruncând toată lumea, cât un cablu să-și alimenteze mașinile, ca să plece a doua zi la servici, mașina. La hibrid, mare, ai un portbagaj, un acumulator. După care mai ai și un motor pe energie termică, de regulă de benzină, de mic litraj, dar așa. Ai tot.